Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, de cât timp sunteți în piața de case noi din oraș? Și de ce ați ales acest drum pe care să-l urmați? Pe piața imobiliară, într-o relație pasivă, am fost ca proiectant începând cu anul 2008, activ ca pe partea de vânzări începând cu anul 2013. Am înțeles. Și cum ați caracteriza propriu-zis piața de apartamente noi și de case noi din oraș din ultimii ani? În ultimii ani piața a simțit o ușoară creștere, resimțită foarte clar, aș zice eu, anul 2014 și începutul acestui an, probabil datorită revenirii investitorilor cu bani cash, nu a celor cu investiții bancare. Am înțeles. Și de ce, ce ansambluri aveți în portofoliul de care vă ocupați, compania pe care o reprezentanți? Principalele ansambluri pe care le am sunt în primul rând din portofoliul de proiectare al nostru și ar fi Mihai Bravo Residence 3, Nicolae Grigorescu Residence, un imobil nou, un ansamblu nou care încă nu este foarte bine promovat pe piață, ar fi Ghencea Residence 124D și ar mai fi în zona militar, în zona Berceni, mai avem Berceni Residence 2, Iuliu Maniu Residence, o serie de imobile care au ajuns unele la final, altele abia s-au demarat și le veți vedea în curând cât mai bine promovate. Am înțeles. Și ce clienți sunt cei care cumpără cel mai mult în aceste ansambluri? Care este profilul lor, practic? În primul rând, în zona centrală, Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu, clienții preponderenți sunt cei care vin din provincie, au niște joburi bune și vor metroul aproape. La fel și ceilalți din militari, din Berceni, chiar și Ghencea, având metroul în curând acolo. Sunt oameni care nu sunt atât de dependenți de metrou, ci mai degrabă de zona respectivă și caută să-și găsească apartamente în zona în care muncesc, în general. Am înțeles. Și cum trebuie să, ce trebuie să conțină un proiect care să se vândă practic în oraș? Cum trebuie să fie construit? Ce caracteristici trebuie să aibă în opinia pe care o aveți dumneavoastră? În primul rând, cred că nu există proiect care nu să se vândă. Ideea e când se vinde și în cât timp se amortizează investiția. Cele mai importante proiecte care se vând practic până în momentul finalizării proiectului sunt în zonele imediat aflate în imediată apropiere a metroului. Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu sunt o dovadă clară acestui lucru. Zonele ca militar și Berceni se vând, dar în momentul când omul vede deja că nu se mai construiește altceva lângă, nu mai rămâne un petec de teren pe care ar putea să facă cineva ceva, este gata fațada, pus acoperișul, în acel moment apar și se vând absolut toate. Am înțeles, mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere, mulțumesc și eu!